Toți clienții Iulius Mall Suceava, care pe durata campaniei au făcut cumpărături de minimum 100 de lei din magazinele preferate, au intrat în cursa pentru premiile acestui sezon. Trei sesiuni de shopping în compania lui Cătălin Botezatu, în valoare de 500 de euro fiecare. Aceștia sunt câștigătorii extragerii, alături de câștigătorul campaniei de pe Facebook, care alături de Cătălin Botezatu au petrecut câteva ore prin magazinele din Iulius Mall Suceava. Am știut de concursul acesta, am depus talonul aferent, și astăzi am aflat că sunt unul dintre câștigători. Când participați la un concurs, vă gândiți că o să și câștigați premiul sau doar sperați că o să-l câștigați? Nu, e prima oară când câștig așa un premiu. Niciodată nu mi-am imaginat că voi face cumpărături lângă Cătălin Botezatu. L-am văzut doar la televizor. Totdeauna când fac ceva sper să și câștig. Sinceră să fiu, ori mi-am dorit foarte, foarte mult să câștig, dar am simțit că o să câștig. Am fost prezent aici la extragere și singura dintre toți care au depus taloane și chiar am fost extrasă prima. M-am bucurat foarte tare și mă bucur. Eu am cumpărat un cadou unui prieten și știam din publicitate că dacă se cumpără de 100 de ron se poate participa la tombolă. Și atunci am încercat și eu norocul și, spre surprinderea mea, am câștigat și eu odată ceva. Și cu ce vrei să pleci astăzi acasă? Pe lângă sfaturile lui Cătălin Botezat. Asta, în primul rând, nu știu, o poșetă, ceva de încălțat, nu știu, aștept mai multe sugestii din partea dumnealui. Niște blugi, o cămașă și cam atât. Din când în când mai fac fericiți ei câțiva oameni, iar eu îi ajut, să spunem, pentru câteva ore în ceea ce privește styling-ul. Dau cu părerea. O să țin cont, în primul rând, de ceea ce au nevoie, pentru că n-am să le recomand tot felul de nebunii sau țăcăneli de ale mele, pentru că eu consider că un om când merge la shopping știe exact ce vrea, iar în ceea ce privesc hainele, categoric, fiecare dintre oameni, că sunt bărbați sau că sunt femei, trebuie să-și cumpere hăinuțe care să le exprime în mod expres personalitatea. Chiar dacă în seara aceasta nu își alege ceva pe trend, eu sper să-și aleagă ceva folositor, ceva pe care să întrebuințeze în cât mai multe ocazii. Că la urma urmei știi cum e românul, trebuie să fie inventiv, să-și ia o țiuntă care să o accesorizeze într-un mod fericit și să o folosească de mai multe ori. Norocoșii au avut ocazia să colinde magazinele alături de faimosul designer și să-și îmbogățească garderoba cu cele mai frumoase piese din colecțiile actuale. Neprețuite au fost, desigur, sfaturile primite de la Cătălin Botezatu în alegerea articolelor vestimentare care li se potrivesc. Astfel, în urma lecțiilor de fashion susținute de Cătălin Botezatu, cei trei câștigători și-au înnoit garderoba cu ținute în tendințe, avându-l ca stilist pe unul dintre cei mai apreciați designeri români.